Salutare, dragi trader, și bine v-am regăsit la o nouă înregistrare. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Mihai Tiepac și astăzi vă voi vorbi despre divergențe ascunse. Țin să menționez că în 26 martie anul acesta am mai făcut o înregistrare legată de divergențe și în care am spus că cel mai bun indicator pentru Bitcoin este divergența, însă în acel video am tratat doar un singur tip de divergențe, și anume divergențele normale, și aceste divergențe sunt cele care anunță de obicei corecții sau, dacă sunt produse pe time frame-uri mari, de la daily, weekly sau monthly, pot produce schimbări de trend. Deci, în acel video am vorbit despre divergențele normale care anunță schimbări de trend. Vă voi lăsa un link pentru cei care vor să revadă acest video. Însă astăzi vreau să vă vorbesc despre divergențele ascunse care anunță continuarea trendului. De ce am dorit să fac o înregistrare și cu divergențe ascunse? Deoarece în acest moment avem pe graficul Bitcoin o străpungere a unei linii de trend descendente, prin urmare mi-aș dori să găsesc cât mai multe divergențe ascunse, deci cât mai multe divergențe care să-mi confirme continuarea unui trend ascendent sau unui posibil trend ascendent. Însă înainte de acestea, haideți să începem să definim divergențele ascunse. Și o divergență ascunsă putem să o definim pe un trend ascendent în momentul în care observăm pe grafic minime în creștere, iar pe MACD minime în scădere. Deci aceasta ar fi definiția unei divergențe ascunse pe trend ascendent. Bun, acum, cum ar arăta o divergență pe un trend descendent? Este foarte simplu. Le vom măsura pe maxime și avem maxime în scădere pe graficul prețului și maxime în creștere pe MACD. Ce ne anunță divergența ascunsă? Așa cum am spus, continuarea trendului, prin urmare această mișcare descendentă pe Bitcoin se datorează acestei divergențe ascunse. Bineînțeles, Bitcoin-ul a avut aici o divergență normală, așa cum am explicat în videoul trecut, al cărui link vi l-am lăsat în descriere. Haideți să mai vedem încă o dată divergențele ascunse pe trend ascendent. Ce au provocat aceste divergențe ascunse pe trend ascendent? Uitați ce mișcare frumoasă, după care avem încă o divergență ascunsă pe trend ascendent, a urmat această mișcare, da? După care de aici avem divergențe normale care ne arată o schimbare de trend. Bun, astfel fiind spuse, în acest moment, dacă ar fi să facem o analiză pe Bitcoin după această străpungere, practic în acest moment această linie de trend pe care am păstrat-o deoarece în ultima analiză Bitcoin am vorbit despre ea, în acest moment putem să o ștergem, nu-și mai are rostul. Ceea ce m-ar interesa pe mine să văd este o divergență ascunsă pentru am confirma o continuare a acestui trend ascendent pe care văd că Bitcoin începe să-l facă. Acest pattern cu minime în creștere și, bineînțeles, maxime în creștere. Pe daily, bineînțeles că nu observăm acest lucru, dimpotrivă vedem o divergență normală pe maxime, care ne spune că va urma o corecție, corecție care, din punctul meu de vedere, dacă va fi să o corelăm și cu un nivel, cel de la 48.600, ar trebui să urmeze aici și, din punctul meu de vedere,
o corecție, dacă acest trend s-ar menține, acest trend ascendent s-ar menține, nu ar trebui să fie mai mare sau să ducă prețul sub 41.000. Însă, ce mi-aș dori să văd, bineînțeles, pe MACD, formarea unei divergențe ascunse pe minime pentru a-mi confirma continuarea trendului. Așa că în următoarea perioadă voi fi cu ochii pe Bitcoin să văd dacă se va forma o divergență ascunsă de continuarea trendului ascendent. Atenție, pentru că tot vorbeam de definițiile trendului sau a divergențelor sau definirea acestor pattern-uri, chiar dacă prețul a străpuns acea linie de trend pe care am șters-o, asta nu înseamnă că avem un trend ascendent, deoarece dacă în acest moment prețul respinge, el ar putea să formeze un nou minim, iar Bitcoin-ul ar putea forma o altă pantă a trendului descendent. Bineînțeles, este un scenariu. E un scenariu pe care nu mi-l dorește și bănuiesc că nimeni nu și-l dorește, doar cei care sunt criptosceptici. Însă este și un scenariu pe care putem să-l luăm în considerare. Scenariul valid este de-abia, oho, sus de tot, când prețul va depăși maximul format de la 60.000. Dar până atunci eu mă uit pe grafic și monitorizez apariția unor divergențe ascunse pe minime care îmi confirmă continuarea acestui trend ascendent. Hai să trecem puțin și pe H4 și să vedem dacă aici am avut niște divergențe ascunse. Da, pe H4 într-adevăr am avut. Puțin așa la limită, aici am avut minime în scădere, aici am avut minime în creștere. Deci deocamdată nici pe H4 nu avem aceste divergențe ascunse, însă pentru traderi răbdarea este una dintre piesele importante ale strategiei. Un alt argument care mi-ar spune că acest trend ascendent se va continua, însă este o divergență ascunsă pe weekly. Haideți să o vedem împreună. Da? Este cea care pune presiune de buy. Avem aici minime în creștere pe grafic și minime în scădere pe MACD. Practic, această divergență pe weekly a produs această mișcare ascendentă, care să vedem unde se va termina. Ăsta este lucrul cel mai important. Și din acest motiv, scenariul pe care l-am povestit puțin mai devreme legat de posibila continuare a trendului descendent, din punctul meu de vedere, are un grad de probabilitate foarte, foarte scăzut. Prin urmare, până la următorul video, vă doresc tranzacții fericite, bineînțeles, pe alte cripto sau alte instrumente financiare și să ne revedem cu bine.